ediție a emisiunii Lux Sport Live. Aseară, Europa League. Avem o veste bună, era normal să avem o veste bună, pentru că am avut o confruntare între români. Din păcate, Giannis, neutilizat de Steven Gerrard în meciul dintre Rangers și Slavia Praga, însă, din nou, Nicușor Stanciu iese la rampă. A marcat un gol senzațional, un nou gol pentru Slavia Praga, un gol care a contribuit la calificarea mai departe a echipei sale în Europa League și mai mult de atât, care ne dă încredere în ceea ce înseamnă perspectiva echipei naționale cu aceste trei jocuri care ne așteaptă, foarte, foarte importante, cu Macedonia de Nord, Germania și mai apoi Armenia. Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a susținut o conferință de presă interesantă, multe lucruri legate de VAR, și vom avea în această emisiune și o reacție din partea Ligii Profesioniste de Fotbal. Și să închei ideea legată de Europa League, Mircea Lucescu a pierdut și tur și retur cu Villarreal și iată, părăsește și el Europa League alături de Giannis, un singur român mai departe în această competiție, așa cum spuneam, Nicușor Stanciu, și ne dorim din tot sufletul să meargă cât se poate departe cu această echipă. Din păcate, meciul nu a fost lipsit de evenimente. În primul rând, se vorbește de rasism, din nou se vorbește de rasism și ne duce cumva cu gândul la povestea în care au fost implicați arbitrii români, în speță Sebastian Colțescu, în meciul dintre Paris Saint-Germain și Istanbul BB din Champions League. Iată, de această dată există o dispută la nivelul jucătorilor dintre, sau mai degrabă doi jucători, da? Unul de la Slavia Praga și unul de la Rangers, acuze care vin dinspre cei de la Slavia Praga. Să vedem cât este de adevărat această poveste și mai mult de atât, lucrurile au degenerat în vestiar și s-au împărțit și niște puncte. Vom discuta și cu siguranță vom avea multe alte amănunte în această dimineață, pentru că alături de mine în studio este Laurențiu Corbul, salut! Bună dimineața! Bună dimineața, Laur! Și la câteva sute de kilometri distanță, Paul Codrea, de la Timișoara. Bună dimineața, Paul! Bună dimineața! Mulțumesc cu prezența în cadrul emisiunii noastre. Aș începe, dacă permiți, Paul, cu Laur, pentru că a avut o perioadă mai delicată și din păcate, orice fotbalist traversează prin astfel de momente, o accidentare care l-a ținut departe de teren pentru Chindia Târgoviște. Știu că ușor, ușor, după pauza asta echipei naționale vei reveni în jocul echipei. Desigur, a fost o perioadă grea, a fost o perioadă lungă în care am stat, iar acum sunt apt pentru rog, iar această pauză odată cu venirea meciurilor naționale, mă voi pune 100% din punct de vedere fizic. O echipă care Chindia Târgoviște a reușit rezultate neașteptate în acest sezon. Echipa a demonstrat, jucătorii au valoare, stafful, mister au făcut lucruri extraordinare și din punct de vedere, nu știu, e un campionat, până acum un campionat foarte, foarte bun. Paul, că Liga 1, cum o vezi așa, relaxat fiind? Destul de interesantă, să știi că sunt lucruri interesante, nimic nu e jucat momentan și lupta în play-off, văd că e foarte, foarte dârză, multe echipe au șanse și niciuna nu reușește să facă pasul decisiv, va fi interesant până în ultima etapă. Există vreo favorită în momentul ăsta? A dominat CFR-ul ultimele ediții, a mai apărut Astra, a mai fost viitorul, FCSB-ul este în așteptarea unui nou titlu. Așa, teoretic, așa, de la distanță pare că FCSB-ul e așa cu un suflu nou, parcă acum n-am mai luat titlul de 5 ani, par așa că vin pe turnantă din linia a doua și parcă sunt mai proaspeți decât CFR-ul, dar CFR-ul ne-a obișnuit că la meciurile decisive să reacționeze foarte bine și să chiar să le câștige de multe ori. Deci va fi o luptă în continuare. Cred că și Craiova se va bate. Oricum, în play-off, clar, își vor pierde mult din avantajul pe care l-au. Nu se jumătățesc punctele, mai sunt meciurile directe. Cine va fi mai în formă în play-off, cred că va avea câștig de cauză. Și orice e posibil, sincer. Anul ăsta chiar nu văd o favorită certă. La noi s-a vorbit foarte mult de, și iată și Răzvan Burleanu, până la urmă a reglat lucrurile în privința sistemului VAR, și s-a vorbit foarte mult de faptul că au fost influențate rezultatele de greșelile arbitrilor. Ți s-a părut că nivelul arbitrajului din România a influențat atât de mult rezultatele echipelor?
Păi greșeli au fost și sunt, dar sincer sunt greșeli și cu VAR. Chiar și VAR-ul de multe ori nu reușește să fie chiar exact. Chiar am văzut, eu țin cu Manchester City și de-a lungul timpului de când există VAR, cred că la vreo 4-5 decizii în momente decisive au fost foarte penalizați. Adică nu cred că nici VAR-ul reușește 100% să clarifice anumite situații, dar clar că va fi mult mai bine cu VAR decât fără VAR. Nu pot să nu te întreb de echipa națională, pentru că e linia dreaptă. În primul rând, cât de mult contează absența lui Miller Rădoi, Nicolae Dică va suplinia rolul lui de selecționer, și cât de important este să avem un alt suflu acum cu noua echipă și un început bun cu aceste trei jocuri. Păi cred că cel mai important este că foarte mulți jucători români sunt în formă la momentul ăsta, ceea ce de mult nu ni s-a mai întâmplat. Să avem la ora jocurilor naționale mulți jucători care sunt titulari la echipele de club, titulari chiar la echipe bune. Mă refer la Man și la Mihaila în Italia, nu? Avem pe Stanciu care e în formă, Hagi care e, Ianis care e destul de în formă, Pușcaș a revenit, Cheșeru marchează goluri. Răzvan deci, Marin e titular, meci de meci în Serie A și... Deci, până acum nu prea juca când venea la națională și, cum să zic, poate fi un moment bun. Acum, minusul e clar, este absența lui Mirel, care eu zic că se va simți. Oricât ar încerca antrenorii secund să compenseze, cred că totuși antrenorul principal e piesă de bază. Dar, da, cu o mobilizare bună, cu puțin noroc, cu puțin entuziasm, mai ales că e început de calificări, dacă reușim să facem 2-3 rezultate bune, atunci clar avem o să avem clasă de calificare. Laura, așa noi plecăm la fiecare campanie cu speranțe mari și nu prea reușim după aia nimic. Întotdeauna începem așa, nu? Cu... Da, declarativ stăm foarte bine, vrem să facem, suntem încrezători, după aia vin meciurile și poate e cazul să vorbim mai puțin și să așteptăm să vedem ce se întâmplă la meciuri și după aia să tragem concluziile. Tu ai făcut parte dintr-o generație cu rezultate, cu performanță. Același lucru se vrea acum cu noua generație după trecerea jucătorilor de la Naționala de Tineret către prima reprezentativă. Da, cred că va mai dura puțin. Acum ei încă nu sunt complet maturi, pot să zic. Acum cred că sunt în proces de maturizare. Ianis devine titular stabil. Am zis, Pușcaș, na, joacă meci de meci. Cine mai e dintre ăștia tineri? Man, Mihaila, Coman la FCSB, nu știu. Acum putem să zicem, de asta ți-am zis, acum pare că ei sunt în formă și avem un nucleu bun de jucători în formă, ceea ce până acum nu aveam. Dintre 11 titulari, 3-4 jucau la cluburi. Acum joacă cam 7-8. Deja e un pas înainte. Acum poate profităm și de nebunia asta cu COVID-ul și poate Germania n-are cea mai bună echipă, poate chiar și la Macedonia lipsesc și, cum să zic, putem profita de anumite chestii. Laura, ești de acord cu Paul în momentul de față? Așa vezi și tu echipa națională? Desigur că sunt foarte, cum a remarcat, sunt foarte mulți jucători care activează, care sunt titulari la echipele de club. Plus, vreau să mai adaug plus Nedelcearu, la fel, care are de foarte la Ecatena, multe, corect. Care are foarte, fost colegi, da, nu? La da, Dinamo. Da, care are foarte multe meciuri și joacă meci de meci pentru AECA. Da, este, pare un pas înainte pentru stranierii noștri în ceea ce înseamnă echipele de club și nu sunt echipe de dat la o parte, adică chiar sunt echipe, iată, de Europa League, echipe importante în Grecia, echipe în Italia. E un alt suflu în ceea ce înseamnă selecția jucătorilor noștri. Și atunci gândim foarte, nu știu, cu foarte mult optimism în această campanie de calificare. Dacă ar trebui să ne gândim la planul pentru cele trei jocuri, cum ar trebui el să arate din punct de vedere, de vedere al rezultatelor? 7 puncte, cred că am fi mulțumiți cu 7 puncte? Cred că da. Eu zic că și cu 6 putem fi mulțumiți. Acum, să nu fim ipocriți, acum totuși Germania e la alt nivel, indiferent cu ce echipă joacă, e mult superioară nouă. Să scoți un egal cu Germania, eu zic că e performanță, dar... E o victorie. E ca o victorie. Eu zic că na, Germania totuși rămâne favorită și dau șanse mari să câștige împotriva noastră. Dar dacă facem 6 puncte în celelalte două jocuri, eu zic că e foarte bine. Mai avem și oful cu Islanda. Nu cred că e un lucru important pentru ei și momentul revanșei.
știi cum e, meciurile astea la echipa națională sunt diferite decât la meciuri între intercluburi. Depinde cum îi prindem pe ei, ți-am zis, în ce moment sunt, ce jucători au accidentați, ce schimb de generație au, ce... Acum și la noi, ghinionul nu poate să țină la nesfârșit, o să nu te califici. La un moment dat să scoate bariera asta. Cum am reușit la tineret să facem rezultate foarte bune, poate reușim acum și la echipa mare. Ești generația lui Adi Mutu, Mirel. Adi Mutu, iată, vine în rolul de selecționer și reușește această calificare cu Naționala de Tineret. A doua calificare a lor la nivelul tineretului consecutivă. Și la fel de mult optimism este și în privința lor, deși grupa lor din Ungaria, cu Ungaria, Olanda și Germania, nu este o grupă ușoară. Păi nu este ușoară, dar dacă ne gândim la ce a reușit Under 21 cu Mirel Rădoi, nu? Când era în grupă, într-o grupă poate mai grea, nu? Cu Franța, cu ce era? Cu Franța, Anglia și Croația, nu? Parcă. Da. Și a reușit să se califice până în semifinală, îți dai seama că acum chiar că nu ne mai sperie nimeni, dar totuși la nivel de Under 21 încă parcă nu e așa stabilitate în rezultate. Chiar dacă ei par favoriți pe hârtie, nu înseamnă că vor și câștiga 100%. Nu știu dacă au cei mai buni jucători de la cele mai bune echipe, poate mulți nu și-au trimis jucătorii, deci la Under 21 e o poveste. Iar cine face pasul în străinătate, Paul, scuză-mă, cine face pasul în străinătate la echipele de Under 21, pasul către prima echipă, la ei regula e destul de clară, ai făcut pasul acolo, acolo rămâi. La noi s-au tot plimbat jucătorii dintr-o parte în alta. Totuși, m-am uitat un pic pe loturi, lipsesc totuși jucători importanți și de la Germania, Olanda și de la care nu s-au dus atent, care aveau dreptul să joace și totuși nu participă. De asta zic, trebuie să le luăm ca atare. Pe noi trebuie să ne intereseze ce facem, ok, ca rezultate, dar în primul rând ce jucători vor veni la echipa mare de acolo, ce jucători vom reuși să trimitem către prima echipă. Asta trebuie să fie obiectivul principal. Pentru că, ok, obținem rezultate și dacă câștigăm titlul european de tineret, dar apoi nu vine nimic la echipa mare, e egal cu zero, o să zic. Că vedem și ce greu au venit din generația trecută la echipa mare și ce greu s-au impus la echipa mare, în prima echipă, în prima reprezentativă. Știi că lumea a avut așteptări imediate după acel turneu și am zis, ok, am avut rezultate la Under 21, să vezi că imediat avem în următoarea campanie de calificare pentru Euro rezultate la fel de bune. Iată că nu s-a întâmplat lucrul ăsta și momentul a durat 2 ani până îi regăsim la echipa națională. Pe Man, pe Mihailă, nu știu, Coman. Găsim, dar acum trebuie să vină și Pușcaș. Rezultatele. Degeaba îi regăsim în echipă dacă nu avem rezultate. Trebuie să avem și rezultate cu ei. Că deocamdată n-am avut rezultate. Acum poate e momentul potrivit să începem să avem rezultate. Pentru că nu mai... Sunt jucători tineri, că vedem că jucători tineri, avem Borussia Dortmund, la 16-17 ani sunt titulari, joacă în Champions League. Mai poți să zici că la 22-23 de ani avem echipă tânără. Deja tinerețea e la alt nivel acum. Mbappé are 20 de ani și are deja cupă mondială și finală de Champions League. Nu? Vârsta acum nu prea contează în fotbal, sincer, contează valoarea. Da, sunt unii fotbaliști la 21-22 de ani și ai impresia că joacă șapte ani relaxați sunt pe teren, iar asta depinde, cred că e vorba și de, în primul rând, de valoare, așa cum ai spus tu, Paul, și de mediul în care activezi. Probabil, da, nu zic că nu, dar să nu mai tot zicem suntem tineri, avem timp. Păi hai să facem treabă, că trece timpul și îmbătrânim. Da, așa e, nu, Laur? Desigur. Pentru jucătorii de ce au fost la Under 21, la acel turneu final cu Mirel, probabil le-a fost destul de greu să adapteze cu jucătorii de la prima echipă, de la echipa mare. Mă gândesc, de n-au putut să se integreze foarte repede de a fi titular pentru a avea rezultate. Și probabil că în acești ani de la acel turneu, probabil în acești 2 ani, probabil s-au mai maturizat, s-au mai... Au făcut pasul către cluburi din străinătate, au avut o experiență acumulată probabil și plus în Liga 1. Meciurile jucate. Exact. Haideți, vă rog să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la discuția noastră. Am revenit la Lux Sport Live alături de Laurențiu Corbu și Paul Codrea.
amândoi aveți un numitor comun, Laur, Dinamo. Și amândoi, cu siguranță, urmăriți ceea ce se întâmplă în momentul de față. Știu că și tu ai avut niște lucruri de reglat cu ei, din punct de vedere al banilor, ai reușit până la urmă să... Da, totul a fost... este ok, nu mai am nicio problemă. Ai plecat la timp? Da, eu zic că dacă nu plecam în acea perioadă, probabil și acum aș fi fost tot la echipă, probabil. Ai plecat la timp și ai scăpat de momentul ăsta delicat pe care îl traversează clubul, deși cei de la DDB susțin cu toate puterile financiare echipa. Fac un efort fantastic cei din DDB și uitați că până la urmă au ajuns să plătească salariile, să plătească toate restanțele. Plus de asta mai au o mică problemă cu licența, dar cu siguranță o vor... Și cu Pablo Cortasero e... Da. O eternă problemă. N-a venit în România, îl așteptau... Nu știu ce s-ar putea, ce se poate întâmpla să poată scăpa de acest Cortasero. Păi, cum ar trebui să renunțe el de bunăvoie? Nu știu, foarte, o situație foarte dificilă. Da, și Paul, probabil ne aude acum, și Paul a avut startul în fotbal la Dinamo. Nu foarte mulți ani petrecuți acolo, dar sunt sigur că prima auzim glasul viitorului fotbalist din familia Codrea. A venit să deranjeze aici, cer scuze. Nu e problemă, chiar vrem să facem și noi cunoștință, să vedem următorul fotbalist cine scalcă pe urme. Da, stați că vi-l arăt așa rapid. Tudor, spune ceau. Salut! Salut, ești cu tati? Da, n-aude că mi-am pus căștile, că nu mai pot să vorbesc. Trei anișori, joacă fotbal? Ușor, jucați fotbal? Joacă cu mine în casă, da. Chiar se mișcă bine. Deci am moștenit talentul, da? Ești... Asta vedem mai târziu, acum deocamdată văd că le nimerește. Asta e deja un pas important. Paul, spuneam că și tu ți-ai început fotbalul la Dinamo. N-ai stat foarte mult timp. Dacă ne uităm așa, mult mai mulți ani petrecuți în Italia decât în România. Dar nu pot să nu te întreb de situația pe care o traversează acum Dinamo. Da, e evident ce se întâmplă acolo și e clar că sunt într-o situație foarte dificilă. Din păcate, situația asta e cam în ultimii 4-5 ani, cred că tot au fost situații dificile la Dinamo. Îmi pare rău pentru ei, sincer, pentru că, într-adevăr, România duce lipsă de echipe mari și Dinamo este o echipă mare, dar nu știu cum vor ieși din situația asta, sincer. Le urez să iasă cât mai repede și să revină la timpurile de altă dată, dar cred că va mai dura puțin, pentru că lucrurile nu par foarte ok în momentul ăsta. Și ultimii ani oricum au fost foarte, foarte dificili. Mereu frământări, mereu probleme, mereu agitație. N-a fost stabilitate deloc și asta s-a văzut și pe plan sportiv. Pare sincer rău că am fost acolo și reprezintă ceva pentru mine. Dar le urez să iasă cât mai repede din situația asta, dar nu va fi ușor. Și acum și mai greu de scăpat de cel care a preluat clubul fără să facă mare lucru. Mare atenție! Mi-a zburat un încărcător deasupra camului. Da, bine, ce a făcut Cortasero e incredibil și cum de a avut mână liberă să facă ce vrea el acolo. E clar că a avut un plan să-i ducă în faliment sau nu știu ce a urmărit. Și nu știu cum vor ieși, ți-am zis, pare foarte dificilă. Deocamdată văd că DDB-ul face miracole, dar vedem cât mai rezistă și ei. Dinamo ar putea să aibă emoții în privința rezultatelor și a retrogradării? Nu știu, sper că nu. Pentru că, că nu. Situația lor nu este una bună, plus că... iată, Jerry Gane a fost înlocuit de Gheorghe Mulțescu. Nu te plictisești diminețile acasă, să știi, observ. Îl las și pe el să facă ca aia la telejurnal, acum o să apar și eu. Îl facem vedetă de mic, să se obișnuiască. Să se obișnuiască, să știi. Da. Și peste câțiva ani o să le dea interviuri băieților la meciuri. Să sperăm.
stai aici, să cu minte. Cer scuze. Acum trebuie să-l liniști. Eu am venit în altă cameră să scap de el, dar nu știu cum a făcut de a venit după mine și se pare că n-am scăpat. Nu, nu se descurcă, da. Tati, scuze, e tati. Gata, pot să vorbesc acum. Nu scapă atât de ușor. Spuneam că s-a schimbat și antrenorul. A venit domnul Gheorghe Mulțescu în locul lui Geri Gane, tocmai în ideea în care echipa să se redreseze. Păi, fiind săracii, nu mai știu ce să facă, dar acum, sincer, chiar antrenorul e vinovat. În momentul în care situația e dificilă și tensionată, antrenorul cred că e ultimul vinovat din clubul ăla. Adică antrenorul poate să facă cel mai puțin, iar el de obicei, acum că și eu sunt antrenor, văd cum e să fie antrenor, plătești de fiecare dată, dar chiar n-are antrenorul ce să facă. Acum oricine ar veni antrenor, cred că n-ar face mare brânză. Dar așa, pentru, nu știu, pentru liniștea lor sufletească, au zis hai să încercăm și varianta asta. Dar nu cred că antrenorul era problema, sincer. Acolo problemele sunt altceva. Laur, tu ai lucrat cu domnul Gheorghe Mulțescu? Nu, nu, n-am avut. Nici cu Geri, nu? Cu Geri am avut o perioadă scurtă la Dinamo, când a fost cu Cosmin Conrad. Ok. Tu l-ai cunoscut. El a rămas într-un moment în care foarte multă lume fugea. Da? Jucătorii, nu mai spun la un moment dat, au fugit, iar antrenorii nu se apropiau de Dinamo. Și s-a făcut așa, înaintea meciului cu Argeș, s-a creat o presiune pe umerii lui și se știa într-un fel sau altul că urmează să renunțe la echipă. Forțat sau nu de împrejură? Da, posibil. Nu știu ce s-a întâmplat, pentru că era mai mult concentrat pe echipa mea și nu știu ce s-a întâmplat acolo, doar că este de apreciat, ținând cont de ceea ce ai spus, că toți plecau, toți încercau să fugă, el a rămas când era situația din ce în ce mai grea, devenea din ce în ce mai grea. Desigur, este de apreciat. Și de aceea și suporterii, a zis că suporterii l-au susținut, au venit, i-au încurajat și i-au mulțumit și tot timpul i-au mulțumit pentru implicarea lui la echipă, pentru că el a rămas, Cosmin Contra a plecat. El a rămas și rezultatele au fost în concordanță cu situația, dar pe final au început să devină îngrijorătoare și de altfel s-a și schimbat. Au venit și aceste scandaluri cu acel jucător, cu dopingul și încep și parcă se adună din ce în ce mai multe. Magai Gay, bine, bă, acolo e o poveste interesantă. Da. Vestiarul, vă dați seama că și în vestiar nu e ok. Tu mă gândesc că mai vorbești cu mai... Nu, n-am mai avut timp să vorbesc, nu mai... Cum e, Paul, să vrei să... De fapt, Dinamo a cerut acest control antidoping la meciul de cupă cu FCSB-ul și să afli că, de fapt, un jucător de-al tău, Magai Gay, s-a distrat atât de bine într-o seară încât a fost depistat cu cocaină la testele respective. Păi după câte probleme au, mai asta le trebuia pe cap. Ce să zic, când un jucător face așa ceva, e clar că nu mai are ce să caute în clubul respectiv și poate chiar în viața sportivă, adică ești total irresponsabil și n-am cuvinte, nici nu mi-ar fi trecut prin cap vreodată așa ceva, dar uite că se întâmplă și mănuiesc că va plăti pentru asta, nu? Da, e jenant, adică ai atâtea probleme la club și tu te duci și tragi cocaină, adică mi se pare că da. Bine, el înainte mai avea, a mai postat el niște lucruri pe internet la adresa lui Dinamo cu... Cred că nici nu merită să vorbim, cred că mai bine trece mai departe, că e un subiect care nu și-are rostul, sincer. Copiii trebuie să vadă altceva, să înțeleagă altceva din sport și din viața sportivilor, nu să insistăm pe episoade din azi. Uite, mă uit la ce a însemnat pentru tine Italia. Ai ajuns de la Argeș la Genoa în 2000. Da. Ai avut 2008, Genoa, Palermo, da. Perugia, Torino, din nou Palermo, Siena. Țin minte că la Siena, așa o fac o paranteză, ne-am și văzut. Eu, jurnalist fiind, ți-am făcut o vizită în acel an. Bari, Siena și ai revenit în țară în 2012 la Rapid. Deci din 2000, din 2000 până în 2012 ai rămas în Italia. Serie A și Serie B, nu? Da. Serie A și Serie B. După mulți ani vedem din nou jucătorii în Italia și nu puțin jucători români. Și încep discuția cu jucătorii despre care se vorbește foarte mult la momentul actual, jucătorii de la Parma, Man și Mihaila.
Da, dar eu cred că trebuie vorbit de jucătorul de la Lazio, de Ștefan Radu, care asta a vreau să fie și cum e bomboana de pe tort, pentru că da, de asta vrem să vorbim. Fane a ajuns la meciul 400 pentru Lazio, a jucat doar pentru Lazio, iar weekendul ăsta îl egalează pe Favali. Totul să depășești jucători ca Favali, ca Paolo Negru, care a fost mulți ani capitan, a fost și colegul meu la Siena, Nesta și eu știu ce jucători celebri au jucat acolo, e ceva incredibil ca un român să fie, nu știu, jucătorul lațial cu cele mai multe prezențe în Serie A. Deci e ceva incredibil. Cred că, nu știu dacă merită statuie, dar clar că va rămâne în istoria lui Lazio, asta e mare lucru. Dar despre asta văd că se vorbește destul de puțin, adică ok, Mani Mihăile sunt jucători tineri de perspectivă, dar totuși ce a realizat Radu, cred că foarte greu va mai realiza un român în orice campionat important. El este jucătorul emblematic al lui Lazio, a jucat doar pentru Lazio în Italia, n-a schimbat echipa. Din momentul în care a venit de la Dinamo a evoluat doar pentru Lazio și cred că mai poate să mai joace, nu, Paul? Mai poate. Eu cred că măcar un an, doi va mai rămâne, eu așa cred. Acum a avut și șansă, pentru că anul trecut sau cu 2 ani nu a avut o problemă, chiar aproape să renunțe sau să se despartă să de rezilieze contractul. Și uite că până la urmă au fost înțelepți și poate au renunțat un pic la orgolii ambele tabere și uite la ce rezultat s-a ajuns. Eu chiar îl felicit pe această cale și na, nu știu, totuși mi se pare incredibil. Wow, a jucat și eu 10 ani, dar eu cred că am în total vreo 200 ceva de prezențe, el are 400, deci e fantastic. Ați fost adversari, ați fost, nu? Doamne, de atâtea ori. Așa. A schimbat tricourile și un băiat de mare caracter. Și eu am înțeles, să știi, și poziția lui față de națională, că n-a mai vrut. El s-a simțit cumva, cum să zic, neinteresant pentru națională. De fiecare dată când a venit, nu prea a jucat și atunci a zis, ok, nu joc aici, atunci hai să mă concentrez pe echipa de club. Și eu cred că în sinea lui a făcut bine. Adică dacă vezi că aici nu ești folosit, de ce să nu rămâi acolo unde ești folosit? Nu s-a simțit apreciat aici. Tu spui că n-a fost tratat, să spun așa, la adevărata lui valoare la echipa națională? Păi nu avea loc, pentru că oricum avea un concurent pe post pe Raț, care era fundașul stânga de bază, în centru era Chivu, deci nu a avut ghinionul lui ca nimerit într-o perioadă în care echipa națională era acoperită pe anumite posturi. Și atunci, normal, nejucând, vii odată, vii de două, vii de trei ori, vezi că nu joci niciodată, la un moment dat zici, știi ce, mai bine stau eu la club și mă concentrez. Și faptele dovedesc că a făcut bine, că altfel... Altfel n-ar fi ajuns la performanța asta? Da, să fii la echipa națională comportă consum de energie, nu? Pentru că vii, călătorești, stai aici, schimbi programul, iară călătorești înapoi, poți să te accidentezi, poți să apară oboseală, să apară diverse probleme și atunci poate n-ar mai fi avut cariera asta la club. Și mă revenim acum, pentru că într-adevăr discuția cea mai importantă legată de românii din Serie A este legată de Ștefan Radu și are toată admirația noastră vis-a-vis de ceea ce a realizat pentru această echipă. Este pur și simplu emblema în acest moment a clubului prin prisma selecțiilor la gruparea lațială. Și te întreb de ți-am spus, de moda Man Mihăilă. Iată, au învins Parma a învins Roma grație unui gol la care ei au fost piesele numărul 1 și Parma speră că poate să rămână în Serie A. Ok, sper. Acum de la sperat la rămas e diferență mare. Acum vedem și Roma. Roma a pierdut cu Parma, s-a dus și a bătut Șahtiorul în deplasare. Deci se întâmplă ca echipele mari să aibă o zi proastă, să pierdă un meci. De obicei echipele mari, când joacă cu ultimele locuri, clar că concentrarea și motivația lor nu e la nivel maxim. De exemplu, Parma va avea un meci mult mai greu cu Genoa, pentru că sunt de același calibru și cu siguranță pentru Genoa iară e un meci foarte important. Deci, că au marcat un gol, că au creat o fază, nu știu, mi se pare că deja văd oferte de la Juventus, Napoli. Acum, să fim sinceri, după un gol te ia Juventus și Napoli. Păi atunci, dacă marchezi 20, ce se întâmplă? Cine te ia? Pe lună? Te duc pe Marte? Unde te duc? Deci să nu exagerăm acum cu ofertele astea și cu ei de-abia fac primii pași, de-abia se acomodează cu campionatul, deja vedem oferte din toate părțile. Mi se pare că se exagerează puțin. Să-i lăsăm să aibă timp, să se acomodeze, să joace cât mai bine și să așteptăm un pic. Nu așa imediat după două goluri, gata, e prea nu știu cine și ei sunt mari jucători.
Păi ca să confii la nivel mare trebuie să joci vreo 4 campionate bine, nu un meci sau două. Sau așa precum este, Haaland. Precum exact, Haaland. Haaland. Păi de Haaland ce să zicem atunci? Dacă Mane e 20 de milioane sau 50, atunci Haaland e 7 miliarde de euro. Cât e? La câte goluri? A fost cumpărat, da, parcă 20 de milioane de euro sau ceva de genul. Da, o sumă foarte mică. Da, și mai avem acolo, mai avem un drăguș, drăgușin, Andrei Radu, repet, Răzvan Marin, Vlad Chiriche și Liga a doua, Mogoș, Ionuț Radu, exact, Mogoș și convocat la echipa națională, am spus Andrei Radu, Ionuț Radu, și care din păcate cu nebunia asta de pandemie nici la echipa națională nu mai vine, trebuie să reamintesc acest lucru. A fost ținut în Italia pentru că s-a și amânat meciul dintre Inter și Sassuolo. Sunt români și cred că mai ții legătura cu cei de acolo din Italia. Este un lucru bun. Cred că începem să prindem un pic de imagine din nou în Italia, nu, prin prisma prezenței lui. Și uite, îți dau exemplu pe Drăgușin, venit de nicăieri la Juventus. A apărut de nicăieri la Juventus. Ok, Drăgușin e un tânăr de cât are? 18 ani, 19 ani, nu? Cred el este convocat la Naționala de Tineret pentru acest turneu final și este eligibil și pentru Under 19 și cred că împlinește 18 ani. Da, da, da. Cu siguranță Drăgușin e o mare speranță, dar el nu e o certitudine în momentul ăsta. Noi avem mari speranțe în el și sperăm să fie următorul, nu știu, Chivu sau Gică Popescu sau oricare alt mare jucător din Naționala României, dar deocamdată el n-a confirmat. El a jucat 20 de minute într-un meci la Juventus, iar momentan joacă la echipa a doua, nu? În Liga 3 în Italia sau unde joacă. Ok. La Primavera, da. La Primavera. Nu, joacă la echipa și de Liga 3. Au și echipă în Liga 3. Ah, ok, că știu că și la Primavera a mai fost trimis. Da, au Juventus Under 23. Când va juca la o echipă, indiferent, nu trebuie să fie Juventus, poate să fie Parma sau poate să fie Pescara în Liga 2 și va juca meci de meci, să aibă 30-40 de meciuri consecutive într-un campionat important, atunci vom zice că e o certitudine. Acum e o mare, mare speranță, dar așteptăm să confirme la nivel de senior, pentru că momentan, ți-am zis, cu un meci, cu un gol, nu prea faci nimica, trebuie să ai campionate, nu? Deci am avut rezultate înainte cu generațiile foarte bune? Pentru că Hagi, Popescu și respectivii jucau meci la echipe și jucau campionate. Spune și de tine, te rog, că și tu erai mate, adică faptul că ai jucat în Italia atât de mulți ani. Nu am fost, da, ok, erai acolo. La nivelul lor. Nu, dar ai fost în Italia 10 ani de zile, 12 ani de zile, tu ai fost acolo, Paul. Probabil că vor fi și ei, nu știu, dar... Eu am avut noroc să am în generația mea de la națională jucători experimentați, adică mi-a fost ușor să mă integrez. Adică avem nevoie și de cei experimentați, nu putem doar cu tineri, doar o generație de under 21 să-i bași la senior, nu vor face mai nimica, sunt sigur de asta. Dar aveam un Viorel Moldovan, l-am mai prins pe Gică Popescu, pe Adrian Ilie, pe Dorinel Munteanu, pe Stelia, pe Ciubotariu, pe Didi Prodan, Dumnezeu să-l ierte, Cosmin Contra. Deci era așa un mix între bătrâni și tineri. Acum prea mulți tineri, na, vedem că e mai greu un pic să se închege echipa. Ai văzut meciul aseară dintre Rangers și Slavia Praga? Ai avut timp? Sincer nu l-am văzut, am văzut doar rezumatul azi dimineața. Am văzut golul lui Stanciu și cam atâta. Stanciu este un specialist al loviturilor libere. Este, a marcat și în campionat, a marcat și acum, a mai marcat și în România, este, are execuții foarte bune. Ai văzut că e și o poveste legată de rasism, dar nu știu cât e de adevărată, între Andrei Cudela și Glenn Camara. Și niște violențe la vestiare. Probabil la nervi, în cauza rezultatului, au început să se jignească. Se mai întâmplă în fotbal, adică nu e ceva nemai văzut. Paul, te mai întreb un singur lucru. Timișoara promovează anul ăsta? Ești acolo. Îți spun peste 3 luni, 2 luni. E greu. Da, sunt într-o poziție bună, dar luptă așa acolo. Deși pare că e calificat în play-off, totuși mai are nevoie de un punct sau de 3 puncte. Pentru că echipele din spate, cred că Timișoara nu joacă săptămâna asta, celelalte joacă și din locul 1 poți să te trezești pe locul 7. În acea situație era Craiova, da. Care... Da, exact. Care părea super favorită și exact. Certă și acum dacă mai pierde un meci, poate să nu intre în play-off.
Paul, îți mulțumim mult pentru discuția din această dimineață, a fost foarte interesantă, dar nu pentru asta mic. Nu, cu tot dragune. Sperăm să ne revedem peste 15 ani, dar într-o ipostază în care să fie pe teren. Să vă revedeți cu el, nu cu mine, cu el să vă revedeți. Și cu tata în tribune. Și nu pot să închei fără să nu-ți urăm încă de pe acum la mulți ani, pentru că schimb prefixul pe 4 aprilie. Da, mulțumesc mult. Cu mare drag, multă sănătate și îți mulțumim încă o dată pentru prezența în emisiune. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Am revenit la Luxport Live. Îi mulțumim încă o dată lui Paul Codrea pentru prezența în emisiunea noastră. A rămas lângă mine Laur Corbu și la telefon Iustin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal. Bună dimineața, Iustin! Bună dimineața tuturor din studio și bineînțeles celor care vă urmăresc. Bună dimineața! Iustin, am văzut conferința de presă a președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, vis-a-vis de VAR. Până la urmă, există o înțelegere între LPF și FRF pentru a avea și noi VAR în Liga 1 și Cupa României. Așa este, au fost discuții în ultimele zile purtate între Răzvan Burleanu și Gina Iorgulescu. S-a ajuns la un acord. Cred că a trebuit să înțeleagă toată lumea că nu vorbim de orgolii și vrem să facem cu orice preț acest proiect VAR pentru Liga 1. Asta este obiectivul nostru și ca atare am vrut să îl urmărim și să trecem peste anumite lucruri care, hai să spunem, că ne-au deranjat de-a lungul vremii. În momentul de față am decis să ajutăm Federația Română de Fotbal și implicit ce au cu suma de 250.000 de euro pentru a debloca acest proiect. Urmează ca până la finalul lunii aprilie să semnăm un acord între toate părțile implicate, adică Liga, EAD-ul, Partenerul Media și Federația Română de Fotbal, iar termenul asumat pentru implementarea proiectului din partea Federației a fost martie 2022. E un pic cam lung, eu cred că vor putea încerca să comprime partea de pregătire a arbitrilor, pentru că regulamentele vorbesc de minimum 6 luni și nu de 10, și sperăm să se respecte aceste termene și toate înțelegerile care au intervenit. Repet, facem un efort deosebit, e vorba de 250.000 de euro, sumă pe care o punem în locul Federației Române de Fotbal, pentru că acea sumă merge în formarea arbitrilor, dar dacă ăsta a fost costul pentru a fi parte din proiect și pentru a avea VAR în Liga 1, ni l-am asumat. Banii aceștia veniți dinspre Liga Profesionistă de Fotbal vor fi plătiți de ligă, da? Pentru că s-a creat o discuție și Luca au fost și reprezentanții cluburilor. Dar nu vom reține alte sume de bani de la cluburile din Liga 1. Nu vom reține alte sume de bani de la cluburile din Liga 1, dar să știți că acești 250.000, dacă ar fi fost plătiți de Federația Română de Fotbal, am fi putut să-i ducem în cheltuielile operaționale ale cluburilor și să-i ajutăm pe membrii afiliației ai Ligii Profesioniste de Fotbal. Așa, banii ăștia merg... Sunt bani pierduți, spui tu, în felul ăsta? Nu sunt sunt bani pierduți între ghilimele pentru a debloca proiectul. Exact. Acum, de ce Federația n-a vrut să pună toată suma, nu mai contează. N-a avut banii, n-a vrut să pună, nu mai contează. N-a avut banii sau n-a vrut să rămână lucrurile, n-au vrut cei de acolo să rămână lucrurile așa? Da, dar în acest moment e clar că obiectivul nostru și al tuturor celor 16 cluburi era VAR în Liga 1. Deci ca atare nu mai contează. Dacă s-au găsit soluții, mergem mai departe și sper ca toată lumea să respecte acest proiect și obligațiile pe care și le-au asumat. 500.000 prima tranșă, să spun așa, 100 și 150.000. Suma totală, exact. Și ar reveni Ligii obligația să pună jumătate din această sumă, adică 250, maximum 50 și după aia 75. Dar atenție, acestea sunt niște cheltuieli estimate și e un prag maximal, pentru că în mod normal din ceea ce am făcut și noi la nivel intern, din socotele pe care le-am făcut la nivel intern, nu e 500.000. Dar asta e suma maximă la care s-a ajuns în acordul dintre părți. Dar de ce sunt sumele astea? Ok, pregătirea arbitrilor costă atât, dar de ce este diferență odată 100 și odată 150.000 de euro? Pentru că sumele acelea sunt în anii următori, pentru că e nevoie de anumiți arbitri noi care să intre în și pe care trebuie să-i pregătești și pe ei. Exact. Ok. 2021 nu ne prinde cu VAR, da? Șanse mici să ne prindă cu VAR. Termenul asumat de către ei verbal, momentan nu avem nimic scris, este martie 2022. Deci, cu alte cuvinte, începutul play-off-ului, play-out-ului sezonului următor.
Andrei Vochin, consilierul domnului Răzvan Burleanu, spunea că va fi VAR prima dată în Cupa României. Foarte bine, să fie VAR în Cupa României. Știți că am mai spus-o și eu tot repet, nu contează unde e VAR prima oară, nu contează cine și asumă merite, contează să avem VAR în Liga 1. Mai departe, restul sunt discuții care țin mai mult de orgolii și cred că nu și-au locul. Și nu sunt explicații valabile pentru oamenii care își doresc VAR, fie că vorbim de jucători, fie că vorbim de președinți de club, de finanțator sau de fan. Toată lumea avea VAR, ăsta e mesajul. Mai departe, vă dați seama că pe fan sau pe dumneavoastră nu vă interesează cum își fac părții implicate socotelile și de unde vin banii. Fanul se uită la televizor, vede greșeile de arbitraj și își dorește ca lucrurile să se îndrepte, să nu mai fie influențate clasamentele și rezultatele meciurilor. Și atunci toată lumea spune la unisol, vrem VAR. Sperăm că vom avea acest VAR, așa cum am spus, la începutul play-off-ului play-out-ului sezonului următor. Mai e un singur lucru pe care l-am văzut. Riscăm să nu mai găzduim Euro dacă nu vom avea suporteri în tribune. Am văzut și eu intervenția de săptămâna trecută a președintelui UEFA Ceferin. Înțeleg că se discută la nivel intern să se găsească soluții pentru a avea spectatori la Euro 2021, dar am venit cu un mesaj cât se poate de clar. Dacă găsiți soluții pentru a avea spectatori la turneul final, trebuie să găsiți soluții pentru a avea spectatori și la meciurile din Liga 1, pentru că sub nicio formă Liga nu va accepta o discriminare între fanii români și fanii care vin din alte țări. Iar dacă se va ajunge la această discriminare, am transmis public mesajul că Liga Profesionistă de Fotbal va acorda asistență juridică gratuită tuturor, prin intermediul avocaților săi, tuturor asociațiilor de fani care doresc să conteste o astfel de măsură la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Deci ar fi, nu știu, un lucru extraordinar, între ghilimele, să vedem la Euro spectatori, iar în Liga 1 să nu vedem nici înainte, nici după. Stigător la cer. Acest lucru e chiar inacceptabil și nu cred că politicienii români își asumă un astfel de mesaj pentru români și numai pentru români, că am spus într-o postare ieri, e vorba și de români și de unguri și de toți cei care susțin echipele din Liga 1. Da, pentru că uite, îi avem pe țepsi, acolo sunt și fanii maghiari, da? Care bineînțeles trăiesc în România și pe care nu-i poți priva de dreptul de a-și vedea echipa favorită. Sunt nicio formă, asta e inacceptabil. Iusinu, îți mulțumesc mult de tot pentru aceste detalii și îți doresc o zi frumoasă. Mulțumesc din suflet. Laur, revenim la Europa League și o să-i rog pe colegi să ne prezinte imaginea de aseară de pe Ibrox Park, la meciul dintre Rangers și Slavia. Hai să vedem prima dată golul lui Stanciu, pentru că este încă o bișterie. Nu știu, cred că sunt 20 de metri lejer. No, e specialistul lui Vitorul Libere și sper că și-a mai lăsat pe țeavă, știi, gloanțele alea, măcar într-unul dintre meciuri să reușească. Cu Macedonia să aducă 3 puncte sau cu Germania. Cu Armenia n-are importanță. Să iasă și la național execuțiile astea. Și vedem și o să-i rog pe colegi, am și paranteza și sincer, am fost surprins să nu-l văd pe Yannis Hagi nici măcar un minut aseară. Steven Gerrard așa a gândit. Vedem momentul în care se vorbește de rasism între Andrei Kudela și Glenn Camara. Kudela i-ar fi strigat niște lucruri legate de rasism jucătorului Ranger, lui Camara. Și atât, era momentul 87-88, lucrurile au degenerat, Rangers a rămas oricum cu 2 oameni mai puțin în timpul meciului. A fost și o accidentare teribilă pe care a suferit-o portarul lui Slaviei Praga într-un duel cu atacantul lui Rangers. Iată momentul. Steven Gerrard vine și el să discute cu jucătorii celor de la Nu prea reușim să auzim discuția dintre cei doi antrenori. Dar sigur îi reproșează acest lucru într-un mod foarte elegant. Iată și portarul lui Slaviei Praga. A fost un contact teribil. A fost nevoit să fie schimbat. Tensiunea a continuat la vestiar. E un moment mai mult decât neplăcut și, repet, l-am mai trăit și noi și l-am discutat mult în privința arbitrilor români. Aceste momente ar trebui să dispară din
sport în general, pentru că sportul e, mai ales pentru ei, o religie și pentru noi va trebui să fie ceva pentru a ne educa, un mijloc de educație. E greu și reamintesc și faptul că Mircea Lucescu, repet, a părăsit competiția Villarreal, o nouă victorie cu 2-0. Aceasta a fost emisiunea dimineții. Mulțumesc mult lui Laurențiu Corbu pentru prezență. Și eu, îi doresc să-l revedem cât mai curând în echipa de start a Chindiei Târgoviște. Felicitări pentru ceea ce au reușit până acum sub comanda lui Emil Săndoi, la un pas de play-off. Vă dorim un weekend frumos. Noi ne revedem săptămâna viitoare la o nouă serie de emisiuni Lux Sport Live. Să aveți un weekend cu soare. Sperăm să avem și noi soare pentru că ne lipsește. O zi frumoasă în continuare. Yeah.